Și iată-ne intrați în curtea palatului împăratului, la orașul interzis. Uite, sunt multe poduri. Multe poduri peste care trebuie să treci. Vedem pe care îl alege ghida noastră. Vai, ce frumos e aici, Doamne! Uite și niște fete îmbrăcate în costume. Ia uite-le. Ia să le vedem. Wow, împărătesele. Concubinele, ia uite-le. Concubinele. Așa, și ghida noastră merge în direcția aceea. Uite ce de concubine sunt astea, s-au îmbrăcat, cred că vin așa îmbrăcate de acasă. Ia uite-le. Aha, și-și fac poze pe aici. Hai să le vedem mai de aproape. Ia uite. Fac ele poze așa. Văd că ghida ne duce mai întâi în partea asta. În orice caz. Uitați-vă ce minunăție. Deci asta este orașul interzis. Aici doar împăratul și familia lui aveau voie. Servitorii, concubinele, zecile, sutele de concubine, sute de concubine avea. Poate chiar mii de concubine. Acest palat are 9999 și jumătate de camere. De ce? Pentru că zeul cerului în palatul său din ceruri avea 10.000 de camere. Și împăratul a zis, nu vreau să fiu ca zeul, că nu sunt un zeu, așa că îmi fac doar 9.999 și jumătate de camere. Adică are cu o jumătate de cameră mai puțin decât zeul cerului. Super! Zice ghida noastră că ăsta este cel mai bun loc pentru a face poze și filme la orașul interzis. Acesta este orașul interzis. Foarte puțină lume are privilegiul de a ajunge aici, așa încât, uite, voi ați ajuns. O să intrăm și pe acolo, ia uite, cu poarta păzită de acești lei, sau ce-or fi. Că sunt destul de fioroși. Este și un râu care trece prin curte, este splendid. Splendid este orașul interzis. Ia uite-ți. Am luat și cu zoom. Pentru voi, imagini unice, vikingii săltăreți la orașul interzis, Beijing. Foarte greu să obțin biletele aici. Uite și ghida noastră și panda, vă salută panda. Vă mai pun poze și filme. Deci eu tot aștept să intrăm în camere și noi tot în curți intrăm. Uite acolo este zeul care urmă ca prost un cam. Nu coboră! Unde cobori, femeie? Ia uitați-vă ce măreție. Curte după curte, curte după curte. Camerele nu prea se vizitează. Să vedem poate acolo sus. Nu știu. În orice caz, camerele din trei curți în câte am intrat până acum, nu se vizitează nicio cameră.